Cu toții am auzit de aceste două personaje, Satan și Lucifer, atât de demonizate și diabolizate de-a lungul timpului, la care putem adăuga, bineînțeles, binele absolut pe Tatăl nostru din ceruri, Dumnezeu, ori Jehova, după alții. În timp, pentru mulți, Satan și Lucifer s-au transformat într-una și aceeași entitate, aceea a răului absolut. Dar ce ar fi dacă adevărul este cu totul diferit față de tradiția care a condiționat omenirea timp de mii de ani și o face încă și acum? În era modernă, Satan a devenit un fel de leitmotiv, evocat în multe situații, cele mai multe negative, dar apărând uneori și în unele ipostaze mai pozitive, mai funny, ironice chiar. Totuși, ideea de bază ar fi că Satan este răul absolut, abominabilul total, ceva de care oamenii trebuie să fugă ca de dracu, dacă îmi permiteți pleonasmul. În același timp, toți cei care îi venerează pe Satan ori Lucifer sunt aspru judecați de masele de oameni din start, cu toate că aceștia reprezintă o infimă minoritate a umanității. Personal, am cunoscut cel puțin o persoană adeptă a satanismului. Era vorba de o fată din România cu care am petrecut ceva timp și am ajuns să o cunosc cât de cât. Iar impresia mea a fost că aceasta era o persoană foarte sinceră, destul de armonioasă și deschisă la minte. Știu, mulți creștini o să mă catalogueze și pe mine drept tot satanist din acest moment, dar nu-i bai. Pentru că e mai bine să fii considerat orice de către oricine, atâta timp cât tu știi că mai tot ce vrei și faci este pentru binele comun. Iar în același timp este mult mai rău să fii recunoscut drept ceva ce nu ești de către milioane sau chiar miliarde de oameni. Iar asta se întâmplă cu mai toate marile vedete, staruri, lideri religioși sau cu marii formatori de opinie din prezent, care sunt adorați cu toții și urmați orbește de grămezi inconștiente de oameni. Ok, acum este timpul pentru niște revelații extraordinare pentru umanitate, care, cu toate că ar putea părea foarte șocante și deranjante la prima vedere, ne aduc de fapt o nouă perspectivă foarte liniștitoare și plină de fraternitate universală. În mesajul final de la Elohim, scris în anii 70 de către Rael Maitreya și pe care îl puteți descărca gratuit de pe linkul din descriere, sunt spulberate toate fricile și concepțiile primitive legate de Satan, Lucifer și chiar de așa zisul Dumnezeu, care nu este de fapt decât liderul celor care ne-au creat, numele său fiind Jehova sau Yahweh. Dar iată ce ne explică acest mesaj. Oamenii obișnuiți folosesc cuvinte cum ar fi Satan, Lucifer sau demon pentru a descrie forțele răului, la fel cum se gândesc și la faptul că Apocalipsa înseamnă sfârșitul lumii. Dar haideți să căutăm urme ale adevăratului înțeles al acestor cuvinte. Satan este cel mai vechi din punct de vedere cronologic. Atunci când Elohim au creat primele ființe vii complet sintetice în laboratoarele de pe planeta lor mamă, un anumit grup de oameni din lumea lor a protestat împotriva acestor manipulări genetice pe care le considerau periculoase pentru lumea lor. Ei se temeau că, de faptul că oamenii de știință vor crea monștri care vor scăpa din laboratoare și care vor comite crime în rândul populației. Frica lor a devenit din păcate realitate, iar grupul de protestatari s-a dovedit că avusese dreptate, așa că guvernul de pe planeta Elohimilor le-a ordonat savanților să-și întrerupă experimentele și a forțat să-și distrugă toate activitățile. Acest grup de protestatari, care era împotriva manipulărilor genetice, era condus de un Eloha numit Satan. Savanților le-a fost permis în final să se ducă pe o altă planetă și să-și realizeze acolo experimentele. Mai știm de asemenea că permisiunea de a veni pe Pământ pentru a crea viața le-a fost acordată savanților cu o singură condiție,
aceea de a nu crea oameni după chipul și asemănarea lor. Primul mesaj explică în ce mod au încălcat ei acest ordin și mai arată de asemenea și reacția guvernului. Acesta le-a interzis să le reveleze primilor oameni pe care îi fabricaseră modul în care fusese recreați și li se cerea ca acești primii oameni să fie educați să se teamă de creatori. În acest fel, Elohim s-au arătat ca niște ființe supranaturale, într-un fel ființe divine. Satan a considerat că nu se poate aștepta nimic bun de la aceste creaturi fabricate științific și că din oameni numai răul poate ieși. Satan era precum șeful unui partid politic de pe planeta Elohimilor, care se opunea creării ființelor artificiale de către Elohim, cei care credeau că pot crea ființe după chipul și asemănarea lor și care vor fi pozitive și non-violente. Apoi a apărut Lucifer, care în traducere înseamnă aducătorul de lumină. Lucifer este unul dintre Elohimii care au creat viața pe pământ și, deci, și omul. Lucifer conducea un mic grup de oameni de știință care munceau într-unul din laboratoarele de inginerie genetică ocupat cu studiul comportamentului primilor oameni sintetici. Notând aptitudinile extraordinare arătate de creațiile lor, Lucifer s-a hotărât să încalce ordinul și le-a revelat acestor prime ființe umane că cei pe care îi luaseră greșit de Dumnezei sau Dumnezeu erau de fapt oameni la fel ca și ei, alcătuiți din carne și sânge și care veniseră de pe o altă planetă în mașini zburătoare realizate din material palpabil. Lucifer și grupul său de Elohim au simțit dragoste și afecțiune față de oamenii lor creați științific. Le-au iubit ca și cum ar fi fost proprii lor copii pe aceste ființe umane pe care le studiau toată ziua și care erau forțate să se uite la Elohim ca la niște dumnezei. Nu puteau suporta să-și vadă creaturile lor care păreau reușite fizic, psihologic și care erau foarte frumoase și inteligente, să le vadă în genunchi și în mâini, adorându-i ca și cum ar fi fost niște idoli, toate astea din cauza unui ordin dat de către președintele guvernului de acasă, Yahweh, și care le-a interzis să le spună creațiilor lor adevărul și care i-a forțat pe Elohim să joace rolul de ființe supranaturale în permanență. Lucifer, aducătorul luminii, i-a luminat pe primii oameni atunci când le-a dezvăluit faptul că, de fapt, creatorii lor nu erau dumnezei, ci oameni la fel ca și ei. Această atitudine este direct opusă celei a lui Satan, care credea că numai răul poate fi așteptat din partea oamenilor și, de asemenea, și celei a lui Yahweh, președintele Consiliului Veșnicilor, care guverna planeta Elohimilor. Până aici, nicio creatură cu coarne. Apoi, Yahweh i-a condamnat pe oamenii de știință care nu dăduseră ascultare ordinului său. Ei au fost condamnați să-și trăiască restul vieții în exil pe pământ. Șarpele urma să se târască pe pământ, după cum este scris așa de poetic, iar oamenii au fost alungați din laboratoare, adică din grădina Edenului, acolo unde erau hrăniți, îmbrăcați și adăpostiți, fără să facă nici cel mai mic efort. Dar Satan nu era încă satisfăcut. El dorea ca toți oamenii să fie distruși, ca întreaga creație să fie distrusă, deoarece judeca faptul că ei sunt periculoși, văzând cât de violenți erau. Cu trecerea timpului, Satan acumula dovezi ale agresiunii oamenilor, observând felul în care aceștia se omorau unul pe altul cu armamentul dat de către fiii Elohimilor care trăiau în exil. Grupul lui Lucifer era implicat în relații gingașe cu fiicele oamenilor, care reușeau să obțină arme în schimbul farmecelor lor sub falsul pretext că le vor da părinților sau fraților lor pentru a vâna cu scopul de a obține hrană. De fapt, oamenii alegeau să se lupte între ei cu acest arsenal. Observând dovezile aduse de către Satan că un asemenea măcel are loc pe Terra, Yahweh s-a decis să facă ceea ce îi cerea Satan, în alte cuvinte, să distrugă toată creația de pe pământ și, în acest fel, i-a permis grupului lui Lucifer să se întoarcă pe propria lor planetă și să fie iertați
punând punct exilului lor. Dar atunci când grupul lui Lucifer a aflat că fabuloasa lor creație urma să fie distrusă în curând, nu au admis lucrul acesta. Erau convinși că printre oameni erau unii foarte pozitivi și non-violenți, plini de iubire și fraternitate. Printre aceștia era Noe, pe care l-au ajutat să construiască o navă spațială ce urma să îi protejeze de distrugere, stând pe orbită în jurul Pământului. Această navă a conținut câțiva bărbați și femei, precum și codurile genetice ale anumitor specii de animale pe care urmau să le recreeze după cataclism. În același moment, Elohim au descoperit că și ei fuseseră creați în aceeași manieră în care creaseră și ei oamenii, științific, în laboratoare, de către alți oameni care veneau dintr-o altă lume. S-au hotărât atunci să nu mai distrugă niciodată omenirea și au ajutat grupului Lucifer să reimplanteze formele de viață păstrate în arcă. Satan este convins încă de răul omului, dar se închină în fața majorității celor care, pe lângă Yahweh, gândesc contrariul în Consiliul Veșnicilor. Yahweh a înțeles, prin intermediul mesajului conținut în nava spațială fără oameni la bord, care venea de pe o altă planetă și care a aterizat pe planeta lor, că în cazul în care oamenii sunt violenți, aceștia se vor autodistruge în momentul în care vor descoperi energii care le vor permite să intre într-un nivel de civilizație interplanetară. Elohim au decis să-i lase pe oameni să progreseze de unii singuri, dar alegeau anumiți oameni sau îi făceau să se nască pe pământ, care urmau să fie responsabili cu crearea religiilor care au fost plănuite pentru a păstra urme ale muncii lor pe pământ, așa încât creatorii omului să poată fi recunoscuți atunci când va veni timpul în care omenirea va evolua suficient științific și când va fi capabilă să înțeleagă totul în mod rațional. Mesajele de o asemenea importanță urmau să fie date numai oamenilor de încredere, iar mai întâi de toate, Elohim trebuiau să se asigure că cei aleși erau credincioși creatorilor lor, așa încât să nu trădeze ceea ce le era revelat. Satan urma să fie responsabil cu testarea profeților. Cum urmau să testeze fidelitatea acestor oameni? De îndată ce o persoană era contactată de către mesagerii Elohimilor spunându-i misiunea sa, Satan sau unul dintre oamenii săi îl contactau pe profetul în cauză și, prin defăimări, urmau să-i murdărească pe Elohim în mintea sa, încercând să-l facă pe acel om să-și abjure părinții sau să accepte să-și trădeze misiunea în schimbul unor avantaje materiale, de exemplu. Ce înseamnă cuvântul calumniator în grecească? Simplu, diabolos. Aici este faimosul nostru diavol, dar încă nu are coarne sau copite. Iisus, de exemplu, a fost luat în deșert timp de 40 de zile pentru perioada de inițiere și s-a confruntat mult timp cu diavolul pentru a se vedea dacă își va nega tatăl. Atunci Iisus a fost dus de Duhul în deșert ca să fie ispitit de către diavolul. Matei, capitolul 4, versetul 1. În alte cuvinte, Iisus a fost dus în deșert pentru a fi testat de către calumniator. Multe teste impuse de diavol sunt descrise de asemenea. Mai întâi de toate, i-a cerut lui Iisus să transforme pietrele în pâine pentru a dovedi că este Fiul lui Dumnezeu. Dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, zi ca pietrele acestea să se facă pâini. Dar el a răspuns și a zis, scris este, nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu. Matei, capitolul 4, versetele 3-4. Iisus i-a spus lui Satan că este mult mai important să fii credincioși Elohimilor decât să mănânci. Diavolul îl tenta cu pâine din moment ce Iisus flămânzise de ceva vreme. Apoi Iisus este dus până pe culmea templului și este cerut să sară așa încât îngerii lui Dumnezeu îi vor atenua căderea pentru a-l împiedica să fie rănit. Dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos că este scris. Îngerii săi vor porunci pentru tine și te vor ridica pe mâini ca nu cumva să izbești de piatră piciorul tău.
Iisus i-a răspuns, iarăși este scris, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Matei, capitolul 4, versetele 6-7. Iisus i-a replicat diavolului că nu a fost adus pe pământ pentru exerciții inutile de testare a creatorilor săi, dovedind în acest fel că el nu le cere ajutor în orice moment. După aceea, Satan l-a condus pe Iisus pe vârful unui munte foarte înalt și a arătat toate împărățiile lumii și gloria lor. Și i-a spus, îți voi da toate aceste lucruri dacă vei cădea înaintea mea și te vei închina mie. Apoi Iisus a răspuns, du-te, Satan, pentru că scris este, Domnului Dumnezeului tău să te închini și lui singur să-i slujești. Matei, capitolul 4, versetele 8-11. Iisus și-a arătat loialitatea față de Elohim, pe care prefera să-i servească în loc să devină un om puternic și bogat. Trebuiește notat în versete că Iisus se referă la calomniator pe numele său, din moment ce îl strigă Satan. Din moment ce testul s-a terminat cu succes, îngerii, adică mesagerii Elohimilor, au coborât la Iisus pentru a-i completa inițierea. Fraților, aici se termină prima parte a acestui video. În caz că vi s-a părut interesant, vă aștept în număr cât mai mare în partea a doua, așa că vă rog să dați un share, un subscribe și click pe clopoțel, pentru că în ultima parte urmează lucruri foarte palpitante. Vă salut pe toți, frați și surori universale, numai bine!